26. Scuze. Da, 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 da. Avem ordinea de zi care cuprinde 9 puncte, inclusiv diverse. Deoarece o cunoaștem, putem să se punem la vot ordinea de zi. Ce zi? Unanimitate. Trecem la punctul 1. Proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă a excedentului bugetar al anilor precedenți a deficitului în cadrul secțiunii de dezvoltare. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin Arescu. Da. Începem cu primul punct. Avem 3 rapoarte de specialitate la punctul numărul 1, după cum ați găsit și dumneavoastră și v-ați informat din materialele puse la dispoziție, respectiv. Raport de specialitate, subsemnat Arău Omiriela, consilier superior în cadrul compartimentului financiar contabil, având în vedere proiectul de hotărâre de conducere la aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2017, prezint spre aprobare Consiliul Local următoare. Unul dintre obiectivele de investiții ce urmează a se realiza este realizarea unui dispensar uman în localitatea Himiuș. Acesta este înscris în lista de investiții din 2017. Este oportun ca să se dispună de blocarea definitivă a sumei de 147.088 lei din excedentul anilor precedenți în cadrul secțiunii de dezvoltare pentru finanțarea acestui obiectiv de investiții. În prevederile articolului 58 din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se precizează modul în care poate fi folosit excedentul anual al bugetului local, după cum urmează. Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate în unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la articolul 6, litera A, celor acceptate la articolul 6, litera B, a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se raportează în exercițiul financiar următor și se utilizează în baza hotărârilor autorităților deliberative astfel. A. Sursa de finanțare a cheltuielor secțiunii de dezvoltare. B. Pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între venituri și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat, în urma aplicării prevederilor de la litera C, pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz la sfârșitul exercițiului bugetar, având în vedere ca proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar pe anul 2016 în anul 2017, îndeplinește cerințele de legalitate, solicit spre aprobare Consiliul Local. După cât știți, am mai aprobat, nu-i prima dată, noi avem un fond de moment, avem o rezervă bugetară. Și de fiecare dată când apare o cheltuială mai mare decât cea care este prevăzută în bugetul precedent, apelăm la rezerva din, pe care primăria o are în cont. Aici e vorba de dispensar. Trebuie să mai alocăm niște bani. Deci la punctul 2. Da. Discuții pe tema aceasta. Da, în legătură cu excedentul bugetar, e bine că există. De câte ori e necesar, e bine să apelăm la el. Iar cheltuielile neeligibile care sunt în sarcina bugetului local din investiția care urmează să o facem, este, după câte am citit în raport, 1.300.000 și ceva de milioane,
după valoarea veche a leului, așa, și în condițiile astea e un efort de 10% din total investiții, costuri investiții. Așa că nu văd de ce a fi împotrivă să nu votăm acest... Și așa trebuie să contribuie. Da, sigur. Dar e logic. Sigur, da, ai cheltuieli ineligibile și absolut astea le suportă bugetul local. Alte discuții, dacă nu sunt de... Această teamă. E bine că avem și putem interveni când avem nevoie. Asta e, că sunt situații, nu ne uităm în altă parte, dar vreau să spun, sunt situații care nu, pe ce punem mâna, nu se spune. O să vedeți ce se întâmplă în următoarele luni în majoritatea UAD-urilor, din, în special din mediul rural. Asta ține de meteorologie. Ține de meteorologie. E o problemă. Cu timpul probabil. E o problemă. Știți, deja se aflăbă. Noi trebuie să gestionăm și să gospodărim banii pe care i-am. Absolut. Atât. Asta trebuie. Atenție și... Da. Dar cred că asta e necesar să... Da, trebuie și să... Să punem la vot punctul 1. Cine este pentru? La limitate. Să punem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. Proiect inițiat de domnul primar sau Constantin. Da. Punctul 1, de fapt, punctul 2 e legat de punctul, exact. Da, da. Aici deci rectificarea vine ca dovadă pentru faptul că trece pe cheltuieli ineligibile și sunt în sarcina bugetului local. Așa că n-are rost să facem comentarii suplimentare. Exact. Ați citit materialele, sunteți informați. Da, da. Comentarii, dacă sunt supuși. Păi nu comentarii, să avem. Comentariul trebuie să-l votăm în continuare, ca să completeze, să iasă un lucru. Să punem la vot punctul 2. Da. Unanimitate. Da. Punctul 3. Aici, da, nu era o problemă. Spuneți. Da. Da, da. Prima parte suna bine, deci era legată de... E vorba de cifri. 146.088 de lei, după care în anul 2017, suma asta de 147.088 de lei, care cuprinde cheltuieli privind consultanță, proiectul tehnic, alte documentare... Oricum ați dat-o tot acolo, tot acolo, tot rectificarea. Da, exact. Da, da, da. Mai avem o problemă cu SOS Satelii Copiilor. Mai avem o adresă din 11-10-2017, a centrului de zi Hemiuș, care funcționează în incinta SOS a trei copiilor Hemiuș, conform Convenției de Colaborare numărul 794 de 24-10-2013, prin care aceștia ne solicită să le aprobăm alocarea de fonduri suplimentare în valoare de 7.000 de lei. Suma va fi folosită pentru acordarea de meditații la limba română și matematică și se adresează unui număr de 8 copii din comuna Hemiuș, ai căror părinți realizează venituri scăzute și sunt elevii școlii gimnaziale Grigore Tăbăcaru și Ioan Simionescu. Avem aici niște cereri atașate de către cei de la SOS. De asemenea, mai solicităm realocarea sumei de 2.000 de lei la articolul bugetar furnituri de birou și repartizarea lor la deplasări în interesul serviciului, având în vedere costurile cu deplasările pentru participarea la anumite cursuri de perfecționare sau conferințe organizate în afara localității și presupune deplasarea cu autoturismul propriu. Propun spre aprobare Consiliul Local modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Comunei Hemiuș, conform anexei, cu privire la detalierea indicatorilor de venituri și cheltuieli. Da. Dar ei nu au fondul lor, ei nu au... Da. Au făcut și din fondul lor, dar nu au fost prevăzute aceste meditații. Domnul primar, dacă îmi dați voi, am citit, am audiat, aceste meditații se fac și preoți și în biserie, se fac gratuit, voluntariat. Da. Se creează voluntariat la meditații. Da. Sunt profesori care sunt dedicați profesiei, mă repet, așa, și creează acest meditații. Da, 7.000 de lei se referă anual? Sau... Da, pe tot anul. Domnule Patrici, sunt anumiți profesori care probabil vin la SOS, țin cursuri și au și mai mult transport și altele.
materiale, pentru caiete. Acest copii care, pentru care noi suntem, nu știu, poate nu, nu erați în Consiliul Local, dar știți că și anul trecut noi am aprobat la început de an. Nu, așa, sunt 20 de copii din Comuna Hemiori, din familii nevoiași, care participă la centru de zi. Sunt preluați de către SOS. Acolo servesc o masă, acolo își fac teme. Iar din acești copii, o parte vor să meargă mai departe. Și ar avea posibilități, dar numai că mai trebuie susținuți. Și atunci trebuie să intervenim cu meditații, cu vedeți dumneavoastră, și la copiii noștri și peste tot. Așa. Și dacă niște copii din familii nevoiași vor să învețe, de ce să ne ajută? Iar rezultatele la testele naționale au fost foarte slabe. Și totuși rezultatele unor copii, unor copii care au frecventat SOS-ul, da, de exemplu, Olaru, de lângă copii, care au luat multe mari, dar ajutați de SOS. Păi de asta zic, avem sumă aici, care au solicitări. Suma de 7 de lei nu e o sumă mare. Pentru un an sau pentru E o diferență, că ei au niște bani, le-am rămas niște bani la anumite capitole, dar cu diferența asta noi... Nu, venim, s-a făcut ciudat acolo cu deplasarea la cursuri și cu așa, fiecare, cel puțin noi în învățământ, facem singur, ne plătim singur cursurile. Adică... Dar și voi considerați normal? Da. Dar și voi? Absolut nu considerăm normal. Sunt bani, dar uitați, de exemplu, contabilul s-a dus la curs de contabilitate, nu știu de care. Economicianul a fost trimis pentru SEA, pentru niște lucruri care trebuie școlii. Dacă vrei să te duci tu, să te perfecționezi, spun că e problema ta. Nu știu dacă... O faci pe banii tăi în interesul... Absolut. Nu știu, o faci pe banii tăi în interesul școlii, pentru că școala se mândrește că avem cadre calificate și cadre nu știu de... Eu cred că eu ne înțeleg. Nu e concordanță între legislații și ceea ce trebuie să faceți. Aici e problema. Eu ne concordanță. Eu cred că dacă dumneavoastră, managerul de acolo, ar prinde în buget aceste cursuri și s-ar uita în legea 1, să citească și să studieze, să vadă dacă ne încadrăm pe cheltuieli și sunt posibile a fi decontate de către școală, eu cred că n-ar fi o problemă. Statul român, la câte eforturi face pentru învățământ, nu cred că ar fi o problemă asta, dar... Nu. Noi, cei de la primărie, am acordat bani la capitolul ăsta de cursuri, e adevărat. Dar cei de la CCD, unde facem noi cursurile, la Casa Corpului Didactic, nu emit factură. Iar fără factură nu se poate deconta. Emit doar chitanță. Iar pe baza chitanței nu se poate deconta. Nu este valabil. Nu știu, pot abilitate. Eviți chitanță? Ba da, ele sunt acreditate din minister. Dar zice, chitanță. Cum, chitanță? Trebuie să emite, s-o obligați să emite factură. Sunt obligați să emite factură. Dar ce au voi? Dar fiscal chitanță. Absolut. Nu fac chitanță. Sunt obligați să emite pentru orice... Dacă le plătești... Orice instituție, orice instituție este obligat să emite factură. Nu se poate. Mă rog, mi s-a părut așa. Legea contabilității și aia ce care s-a schimbat. Domnul Patrick, dacă trebuie să mai învățăm și contabilitate... Nu, 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 am zis să învățați dumneavoastră. Cei care nu dau factură. În legătură cu 7.000 de lei. Pentru a suporta niște cheltuieli pentru niște copii noștri, pentru copiii din Hemiri, sigur. A fost spus, a fost punctul 2. Au fost niște detalii constructive și am ajuns la unanimitate. Da. Da, asta e chestia. Trecem la punctul 3. Tot problema cu banii. Proiect de hotărâre privind susținerea financiară a parohiei romano-catolice Sfântul Gheorghe din satul Ilieș, Comuna Hemiri, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul Marius Sau. E singurul care a rămas, avem un preot nou, nu știu dacă parte dintre noastră știți, în locul părintele Cobzaru, și părintele Pereș. Sorin Pereș. Da, un tânăr cu voință și cu inițiativă, sper să ducă Hemeiul și acolo la locul lui unde a fost și până acum, Lilieciu, și vremea părintelui. Capitecul Cojocar. Așa? Da. Pare și cred că va și demonstra părintele că poate duce acolo unde de fapt a fost biserica catolică din Lilieciu.
Da, și am zis, ar fi normal și necesar și corect să-l sprijinim ca autoritate publică locală, dar și Consiliul Local, ca nou venit în localitatea noastră, pentru locuitorii noștri catolici, nu facem discriminări, să-i ajutăm și pe dumnealor cu niște bani, bani, așa cum am dat și la celelalte parohii. Doamna secretară, acum să modificați, că scrie cererele. Cererele, el trebuia să citească înainte de cererele. Cererele. Primul lucru care îl faci în momentul când ai solicitat ceva, nu? Ești atent ce scrie acolo. Dacă nu scrie așa, noi eram la dumneavoastră. Am impresia că ne încurcăm în niște lucruri. Așa, dacă ar fi să fac o paralelă, facem o paralelă așa, mai ca să... O scrisoare. La un alt nivel. Avem un răspuns de la Ministerul Educației și Învățământului. Și scrie acolo un răspuns către Consiliul Local Hemeiuș și în atenția domnului, doamnei, inspector general, Lefter Lazar Florin. Probabil că o trimis o scrisoare și la inspectorat. Nu. A fost doamna Șocan înainte, da. S-a gândit la dânsa și o adresat cu domnul Lazar. Dar acolo ai un inspector, nu o doamnă inspector. Exact, dar nu e nicio problemă. Cel la care a redactat textul nu a fost atent, nu a mai știut că s-a scris. Se mai întâmplă, de asta trebuie să iertăm, trebuie să modificăm. Exact. Părintele are depusă documentație. Are depusă documentație, vrea 20.000 de lei. Nu, dacă are depusă documentație. Ne încadrăm în bugetul pe care îl avem la... Așa cum a sprijinit și parohiile ortodoxe, cred că... E moral să sprijinim și biserica catolică, mai ales pentru că este un om de inițiativă, deși este nou și vrea să facă ceva pentru consătenii noștri romano-catolici. Eu zic că Dumnezeu să-l binecuvinteze, să-l lumineze, să-i dea înțelepciune și tot ceea ce face să fie pentru binele cetățenilor și în același timp să dea un nume bun și frumos comunii noastre pe toate slujile. Să aibă inimă deschisă către enoriaș. Calități de orator. Da. Să știți că lucrurile s-au schimbat foarte mult din punctul ăsta de vedere. Noi eram însetați de un om care să vină și să știe ce să spună și cum mai ales cum să spună. Iar eu, una personaj, cred că nu sunt numai eu, mergem cu plăcere și am început foarte să frumos. Mergem din nou cu plăcere. E un suflet tânăr. Da, dar nu neapărat. Este altul, este oarecum. Te uiți domnului pe care nu a jucat. Nu neapărat, eu nu m-am uitat la asta, eu m-am uitat la am ascultat ce spun. Sperăm să simt la fel de mult ca domnul Roșu în comunitate. Da. E un exemplu. Da. Își dorește foarte mult să atragă copiii, ceea ce este foarte bine. Deci foarte bine. Deja a început cu tot felul de activități. E chiar foarte bine. Începutul e promițător. Supunem la vot. Punctul 3. Cine este pentru? Unanimitate. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Hemeiuș, proiect inițiat de doamna consilier Dragăță Antonia. Aveți cuvântul, doamna. Analizând raportul doamnei Rău Mirela, prin care se propune aprobarea cuantumului burselor aferente anului 2017 pentru elevii din învățământul primar și gimnazial, având în vedere prevederile legii numărul 273 din 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale legii educației numărul 1 din 2011, potrivit dispozițiilor articolului 36 aliniatul 6 litera A, articolului 39 aliniatul 1 și articolul 45 din legea numărul 215 de 2001, administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, se propune cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de pe raza comunei Hemeiuș, județul Bacău, aferent anului 2017, astfel. Burse de performanță, burse de merit, de studiu, burse de ajutor social.
Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează compartimentul contabilitate și unitățile de învățământ de pe raza Comunei Hemelu, județul Bacău. Ce se întâmplă? Noi la întocmirea bugetului am aprobat niște bani pentru bursele elevilor de la școală. La nivel de Comuna Hemeuș, bursa a fost stabilită de 40 de lei, de mulți ani în urmă. Noi am mai zis atunci să dăm niște burse de performanță, burse de merit, burse de studii, dar n-am stabilit la nicio sumă. Cei din la școală au zis că nu pot să-și permită să le dea dacă nu am hotărât ce sumă dăm. Suma care avem noi alocată și numărul de burse care ar trebui să le acordăm ar fi cam pe aproape. Noi, ei au cheltuit din 22.000 de lei cât am dat noi anul trecut. 3.200. Ar mai fi 18.000 de lei care ar trebui să fie împărțiți la cei care trebuie să primească burse. Și ar veni cam câte 75 de lei de copil. Deci raportul trebuia să cuprindă mai multe aspecte legate de nominalizarea celor beneficiari de burse, de merit, sociale și de altă natură, așa, și eventual dosarele să ajungă și la noi, la consilieri, să le studiem, să vedem dacă se încadrează în prevederile legale. Păi nici nu ai cum să primești un dosar, până când nu conține toate actele, că nu ai cum să-i dai. Păi da, în momentul când nici nu soliciți, spune că nu ai toate elementele necesare, inclusiv cu medicul de specialitate, medicul de familie. Dar primul socială la... Păi sunt și sociale. Deci bursele care, dosarele care sunt depuse acum, sunt doar pentru burse sociale. Păi nu avem bursă de... Despre asta vorbesc. Eu despre asta vorbesc. Bun, dacă vreți, doamna mi-a trimis... Câți vor fi? Care vor fi? Câți vor fi? Eu o solicitam pe vremea când eram primar, la mine să vină toate dosarele, să le verific, pentru că aveam un război permanent cu Giangalău. Nu știu despre ce vorbesc. Eu cred că ne depărtăm un pic din subiectul pe care îl discutăm. Eu în momentul în care am făcut raportul, în momentul în care am făcut raportul, încă nu se încheiase termenul de depunere a dosarelor. Amânăm și noi. Nu, eu vă citesc acum lista, pentru că o am în față, lista copiilor care și-au depus, dacă doriți. E la dosar acolo? Nu este la dosar. Trebuie să fie la dosar o listă, nu de pe telefon să citim noi. Da. Numai un pic, dacă noi astăzi trebuie să cădem de acord asupra cuantumului. Asupra sumii, nu a celor care primesc. Iar și aici am văzut că se diferă de la dosar și eu chiar problema asta vreau să o ridic. Cuantumul burselor pentru elevii, cei care au dosar social, cu cei care au performanță, cu cei care merg la studiu, cred că nu vor fi egale. Păi tot ce deci, asta e altă problemă. Pentru că e o problemă diferită. Da. Și aș vrea să îi explicați un pic, dacă sunteți amabili, bursa de studiu. În ce costă? Suntem de acord cu studiile, deci nu pune problemă. În ce ar costa și cine s-ar putea încala? Să începem cu de unde am rămas. Da. Am considerat că din luna lui martie, suntem la începutul noiembrie, nu înțeleg de ce nu s-au putut da bursele. Și din dorința de a nu mai amâna acești copii, atunci ce facem? Ne dăm salarii, nu mai dăm burse sau ce, cum se cheamă? Că astea n-ar trebui să le primească trimestrial sau lunar, cum le primesc? Semestrial. Domnule primar, dar e și o altă problemă. Am solicitat cu toții și dumneavoastră să vină doamna director să ne prezintă un raport de activitate, ceea ce are doamna de gând să facă. Până acum nu a venit deloc la noi. De ce nu vine, de ce nu ne expune problemele? Nici măcar să fie prezentată ca noul director al școlii din Hemeuș. Eu cred că unul dintre lucrurile care îl prezentă este pentru că avem pe doamna Davituță, consilier local și toate... Dar nu vedem implicare din partea... Cum vedeți implicare din partea doamnei consilier? Doamna Davituță nu avem nimic de recunoscut. Dar vorbim de doamna director. Da, păi, avem un noroc în asta, dar dacă n-ar fi dosar... Să spună, uite, în data cu care avem ședință și vino și... În fiecare ședință am discutat asta despre
Să poate luăm cu normal era ca să vină managerul. Să prezinte sociale. Și el trebuie să insiste la noi atât de mult. Deci avem aici mai am prins un buget că este așa. Inițiativă. La început de an, când am avut bani de 200.000, managerul și atunci cotele de pentru reformare, pentru olimpici, pentru atât timp cât la Hebeu jocul de obiect am avea un olimpic sau vreo un rezultat deosebit, aceste valori vor merge spre bugetul social. În schimb, mai avem măcar pe cei care fac performanță sportivă, să le acordăm măcar cu atâta, să fim noi cunoscuți de către alte comuni. Dar la bursele de studiu, acolo trebuie prevăzut condiții, unde, care, cum, cine, pentru că... exact. Sigur. Criterii de la cine? Pentru bugetul anului viitor, o să avem criterii de la cine? Și numai un pic, dacă vreți, haideți să vorbim pe rând, că nu ne mai înțelegem nici. Nu mai e ședință, dacă. Pentru cei care aduc performanță în domeniul școlar, eu nu m-am gândit numai la ce. Deci pentru cei ce locuiesc în comuna Hemiu și au adus performanță pentru comună, ca și sportiv sau ca și domeniul de învățământ, să fie extins. Adică chiar dacă sunt locuitori ai noștri și merg la liceu, ne reprezintă cu cinste, au făcut performanțe și au participat la olimpiade sau... Eu cred că la ăștia ar trebui extins și să le dăm... Să-i stimulăm într-un fel. Nu știu dacă bursă sau ce. Trebuie stimulați. Dar numai, asta nu mai ține de școală. Nu mai ține de școală. Nu. De primărie, deja... Bun, nu stabilim cuantul, mai ce s-a ajutat. Da, cred că trebuie. Nu, aici, de, nu, pentru bursele sociale. Pentru bursele sociale, da. Dacă noi am propus 7-5 de lei, dumneavoastră... Lunar, nu? Așa vezi. Se dă o dată pe semestru, da, este lunar. Este lunar, dar o dată pe semestru. Câte dosare avem depuse? 25 de dosare. Un tabel este cu... Oficial nu dosarele sunt complete, au toate elementele necesare prevăzute în lege. Deci cei de la școală, noi le virăm sumă. Dacă ei vor acorda aceste poziții nelegal, exact, vor fi la răspundere. Dar noi acum... cineva și-ar permite dar să dea... Dar uite că-și permite cineva. Atâta timp cât n-au ajuns toate elementele la noi aici, eu nu am să votez. Nu vreți să înțelegeți că noi am votat deja suma, dar nu se suma poate este da votată. Bursa până când nu stabilim și quantum este separat. Dar să vedem și noi dosarele, domnule. Aveți ceva împotrivă? Nu am nimic împotrivă cu nimeni, dar nu se pare așa că ne urcăm în... Avem în Consiliul de Administrație reprezentanța ai Consiliul Local. Și s-a aprobat suma. Acolo se aprobă dosarele, adică nu văd de ce... Da, mă rog, ne încurcăm așa niște chestii... Spune în lege clar, la articolul 12, nu la 105, la cel care se referă la... La legea 1? Așa, nu, 105 la... așa. Deci pot beneficia bursele sociale se acordă în următoarele categorii de elevi înscriși la cursurile de frecvență din la învățământul preuniversitar de stat. A. Orfani sau bolnavi de TBC și care sunt luați în evidență de, cu diabet, boli maligne și așa mai departe. Sunt o mulțime din boli. Așa. Și astea trebuie confirmate, dacă e vorba de bursă socială, de către medicul de specialitate cu avizul medicului de familie. Aceea se numește bursă medicală, nu bursă socială. Bursa socială se acordă copiilor ca ai dar aici nu vorbește de bursă medicală, vorbește de bursă socială, nu depășesc venitul de 125 de lei pe membru de familie. Sunt și cazuri că se pot retrage? Absolut! Păi atunci care sunt cazurile care se pot retrage? Chiar inițiativa o poate avea școala, pentru că nu are nota 10 la portare și când are așa și așa. Că se poate retrage. Domnul Mihail, în semestru 2, dacă acel copil nu a promovat la toate obiectele sau are 20 de absențe, în al doilea semestru nu mai primește bursă. Dar nu e prima dată când se discută treaba asta de bursă. Pentru dosarele respective, prima responsabilitate și o asumă școala. Absolut, cel care verifică dosarele. Deci dacă ei vor da, e bine să fie verificate, cum să nu? Mai cunoaște și noi anumite probleme.
Dar, în primul rând, dacă vor fi încălcate regulile stabilite de lege, cei ce vor fi... Dar vă dați seama că nu acceptă nimeni un dosar care nu are tot ce-i trebuie. Problema este, suntem de acord cu ăștia 75 de lei? Păi asta se spune. Să... E vorba de sumă. Suntem de acord. Acum, de trei revizii. Cei care vor primi, sau ei au, o să vadă la școală. Cei care s-au făcut treaba asta, nu să avem noi la câți dau bursă sau cât nu, dar asta o să fie de la 40 sau s-o majorat. Asta e modul defectuos care comunică școala cu instituția asta, Consiliului Local și cu primarul din comuna Hemeiuș. Asta e moștenirii deci, domnului. Păi nu-i moștenirii domnului primar. Moștenirii astea trebuie cu domnul Ceangalou, că i-a rămas toată ședința. Asta e moștenirii, nu avem ce să facem. O să încercăm să ne mai schimbăm și noi, dar nu s-au schimbat și conducerea la școală. S-au mai schimbat și la... Ei au fost obișnuit cu obișnuit să curgă într-una, să curgă și nimeni să nu le taie. Hei, nu, dar eu luam fiecare dosar și-l verificam și atunci îi spuneam lui Ceangalău, nu domne, pentru că era și el consilier local. Și venea cu atitudinea pe care o avea. Chestia asta pe care o facem, noi nu o facem pentru a ne răzbuna pe școală. Noi ne gândim la acești copii. Așa. Relația între noi și școală e alta. Dar problema cu acești copii amărâți care trebuie să se ia acești bani, nu trebuie să pedepsiți pentru relații. Deci ca să îi mărească cu altul, școala nu are posibilitate, nu? Sau ăsta e ultimul. Deci, dar le-am aprobat banii de buget, noi le-am dat banii ăștia, dar ei n-au putut să dea banii. Dar școala nu permite, până nu aprobăm noi cuantumul, adică care este suma pe care să le-o dau? Dar ei suntem cu 75 de buget la ei. Da? Noi de suma per bursă, nu suma ca și valoare. Am înțeles. Pe bursă. Ce-a să trebuie să votăm? Ăștia 75 de lei. Pentru că e 40 de lei și tot ce? Ajutor social la unul care îl bea de 1300 lei. 75 de lei la un copil nu-i nimic. Păi chiar dacă e puțin, dar nu... Mult puțin trebuie să stabilim. Dar de 8 sau de 10 ani nu s-au mai majorat. Au rămas la 40 de lei. Și nu putem majora mai mult? Păi majorat acum 75. Nu putem mai mult, că atât am înțeles. Am înțeles la maxim. Da, 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 am înțeles. Deci suntem de acord? Punctul 4, cu ăștia 75 de lei? Deci mărirea cuantumului la 75 de lei pe rene. Da, asta da. Dar dosarele care sunt așa vor fi prezentate. Asta e rău. Dar nu banii la direcții, nu la copii. Cine este împotrivă? Nu este. Cine se abține? Nu este. Unanimitate. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru proiectul dispensar uman Comuna Hemeiuș, județul Bacău, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Domnul primar, vreau să vă subsemnatul Sava Constantin, în calitate de primar al Comunii Hemeiuș, județul Bacău. Văzând raportul Consiliului Achiziții Publice, Păvăraș Constantin Marâs, înregistrat cu numărul 8232 din 18-10-2017, prin care se solicită inițierea și aprobarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al cheltuielor care nu se finalizează, nu se finanțează de la bugetul de stat în programul PNDL pentru proiectul dispensar uman Comuna Hemeiuș, județul Bacău. Prevederile articolului 44, alineatul 1 din legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificări și completări ulterioare. Hotărârea 907 din 2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadrului al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor. Prevederile ordonanței de urgență 28/2013 pentru aprobarea PNDL și a ordonanței de urgență numărul 6 din 18/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice. Adresa Ministerului Mederea PFE 89.737 din 19.07.2017, înregistrată la Registratura Primăriei Hemeiuș cu numărul 5.971 din 2.08.2017. Prevederile hotărârii de Guvern 366 din 2010 privind aprobarea standardului de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile hotărârii Consiliului Local 20 în 2017. În temeiul articolului 36, alineatul 2, litera B, alineatul 4, litera D, colaborat cu articolul 45 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată, supun aprobării Consiliului Local Hemeiuș
a proiectului de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin programul PNDL pentru proiectul dispensar uman Comuna Himeu de Zubacău. Ceea ce vorbeam la punctul 2. Deci s-a făcut o analiză, domnul primar, nu? S-a făcut o analiză, avem aici și cheltuielile într-un tabel trecut. Așa. Toate, după cum le-ați văzut. Este oportună, este necesară, deci da. Problema este... Am aprobat și rectificarea din da. Nu sunt probleme. Putem să punem la vădă. Da, sigur. Da. Interesul comun, interesul... Aceste hotărâri sunt niște hotărâri care trebuiesc să fie... Da, nu, absolut. Pașii care trebuie să urmași. Deci cine este pentru pasul 5? Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul dispensar uman Comuna Himeu, județul Bacău. Aceeași problemă, numai că aici era vorba de sume, aici e vorba de metri pătrați și de tot ceea ce înseamnă păi, indicator. 5 cu 6. Are legătură. Da. Poate i-ați citit, dacă vreți să mai dăm citit. Mi-am citit, domnul primar. Pe comisii. Nu putem decât să o supunem la vot. Supunem la vot. Ca să aveți. Da. Punctul numărul 7. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții sistem integrat de management energetic prin reabilitare și modernizare la școala gimnazială Ion Simionescu, satelit, Comuna Himeu, județul Bacău. Prăcânția de domnul primar, Slava Costanța. Raport, da. Soțenul Lăcu Tancău Iulian, în calitate de viceprimar al Comunei Hemeioș, ca urmare a finalizării proiectării, în inițierea și aprobarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții sistem integrat de management energetic prin reabilitare și modernizare la școala gimnazială Ion Simionescu. Punctul 1. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de interes public. Scurtă prezentare, asta așa, deficiențe ale situației actuale. Deci, așa, la școala generală, clasele 1-8 în Simionescu, în satul Ilieci, Comuna Himeu, județul Bacău, este în subordinea primăriei Comunei Himeu și este folosit pentru activități educaționale la nivel gimnazial. Clădirea sub numele Școală Veche a fost dată în folosință în 1932 și este formată dintr-un singur corp, în zona de sud-vest, fiind alipit corpul de clădire al construcției C2. Extinderea realizată în anul 1979, ce deservește școala, în interiorul acesteia fiind amenajate grupurile sanitare. Construcția inițială a suferit o extindere pe fațada de nord-est, cu un volum ce adăpostește sala de festivități, construită în 1986. Cele trei construcții funcționează ca un singur corp de clădire din punct de vedere funcțional. Deci asta cum este numit școala veche. Deci, școala veche de la Ion Simionescu, la unde era spus școala de la domnul Jean Gala. Așa. Clădirea ce reprezintă spațiile de mai sus au beneficiat puține lucrări de îmbunătățire a calității sale interioare și exterioare și nu răspund cerințelor de rezistență și stabilitate în raport cu funcțiunea acestora și caracteristicile amplasamentului. În acest moment, în cadrul școlii Ion Simionescu, nu sunt asigurate circuitele funcționale și eficiența energetică conform normelor specifice în domeniu, nu reprezintă toate normele privind spațiile pentru învățământ și cele sanitare, termice și electrice sunt învechite, instalațiile termice și electrice sunt învechite și nemodernizate. Structura prezintă dislocări ale tencuierii exterioare, fisuri vizibile în zidărea exterioară a clădirii, ce influențează în mod negativ desfășurarea activităților de învățământ. Din aceste motive, se consideră necesară reabilitarea și modernizarea clădirii școlii Ion Simionescu, cu toate că au fost executate reparații curente periodice. Obiectivul principal privind realizarea acestei investiții este crearea eficientizării energetice a clădirii, precum și modernizarea și reabilitarea școlii. B. Efectul pozitiv vizionat în realizarea obiectivului de investiții. Investiția în infrastructura educațională a școlii generale cu clasele 1-8 Ion Simionescu va avea un impact pozitiv semnificativ asupra formării și dezvoltării tinerei generații, impact care se va menține în mod durabil pe termen mediu și lung.
Ca urmare, situației prezentate, este necesar și oportun realizarea lucrărilor de intervenție, reabilitare asupra imobilului cu scopul de a crește performanța energetică, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzire, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, repararea și aducerea la standardele actuale atât a instalațiilor cât și a interioarelor clădirii. Da. Eu am îndicit vreo 2-3 pagini, 5 și dacă dumneavoastră doriți, eu... Traduceți-ne și urci la subiect. Reabilitarea termică. Cât costă toate? A școlii. Izolație și dacă fie nevoie, trebuie deci, să spunem. Deci, de izolație. Explic eu. Așa că este un consolidare. Multe, mai multe. Reabilitare termică. Deci, dintr-o dată, la cine izolare. Izolare. Anvelopare, acoperiș, instalații și panouri solare pentru apă caldă și pentru... Deci, tot ce se cere conform drepturilor Uniunii Europene. Inclusiv aer condiționat, racordare la canalizare, deci toate aceste investiții intră în acest proiect. Dar Grigoare Tăbăgar, de ce nu l-ați inclus? Da, după câte știu, ați aprobat Daliu acolo în luna lui septembrie. A fost? Da. Nu, Daliu. Dar acolo nu s-a băgat un sac de bani, cred că nu un sac. Sub timpul domnului primar Nicola Nou. Nu mai să știi. Dar atunci s-o reabilitat. Și curent electric și toate. Acum s-a acoperit toate. Acum are la reabilitat. Acoperișul în 1907. În 1997 am schimbat acoperișul la școala veche. La Simionescu. Simionescu, despre Simionescu vorbesc. Despre asta. Deci, 20 de ani, da. Eu am casa construită acum 90 de ani și nu i-am schimbat. Da, dar dumneavoastră a făcut treabă cu semn de răspundere pentru dumneavoastră. Nu, făcut-o cine a făcut casa. Cine a făcut casa? Sunt supravegherea. Vreau să vă spun un singur lucru. Toate aceste expertize sunt făcute de specialiști. Vor fi bani europeni și nu ne permitem să trecem de la noi tarifi. Îl consideră proiectul eligibil și finanțează. Deci noi asta vreau să vă spun. La Lilieci, într-adevăr, tabla doar se poate vedea. Era tablă de la... Pe atunci nu era, nu era tabla asta... Este vorba de acea clădire făcută în 1979, de pe vremea cea Piolul, din nu știu ce fel de paiantă, nu știu din ce-i făcută, care expertul... Când am făcut expertiză, au zis că e mai ușor, ne costă mai puțin dacă o dărâmăm decât dacă o reparăm. Care e clădirea din partea asta la altă, lângă școala nouă? Atașată, da, lângă școala nouă. Al doilea cor. Ăla, într-adevăr, acolo... Plus că nu știu cine a proiectat școala nouă lângă școala veche. Avem aici iar o problemă cu ISU, că nu știu cum o să reușim să luăm avizul pentru funcționarea lor. La școala de la Tăbăcaru, iar avem o problemă. Avem acea fisură de care știți dumneavoastră și făcută de acum 4-5 ani. Un deviz estimativ de vreo 2-3 miliarde numai înveloparea și nu știu cine mai trecut acolo, dacă nu mai mult. Un deviz, așa, cum era pe atunci. Așa. În schimb, și aici căpriorii trebuie schimbați la acoperișul de la Tăbăcaru. Partea despre bucătarul, dacă mergeți pe ulița cealaltă, o să vedeți că la pervazuri deja nu mai e vopsea, nu mai e tencuială. Plouă și pereți încep. Dar nu s-au reparat burlanele, când s-au pus burlanele și urlucile, nu s-au reparat. Dar nici glafuri nu sunt pregăstate. Dar nici glafuri, ce să mai zic. S-au făcut. Așa au fost făcute lucrarea în 2007. Aici e vorba de managementul școlii. Ce nu au fost atunci. Da. Vrei să eu făiam să-ți spunea. Acum vă dați seama că este foarte greu să facem anchete. Trebuie să facem treabă, că dacă termin vremea cu anchetele, îți dărâm școala. Și anchetele astea trebuiau la timp. S-a discutat. Proiectul
Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale către Asociația GAL, Plaiurile Bistriței. Proiect da. Inițiat de domnul primar Saur Buzea. Tot am amânat plata la... Cât e valoarea lui primar? 15.000. E mai mică anul trecut. Păi anul trecut, așa au fost încheiat protocolul, la început când s-a ființat acest GAL. Anul ăsta o trebuie să stabilim pentru fiecare comună. Deci nu are rost să mai citiți raportul, pentru că e clară treaba, trebuie să cotizăm acolo. Păi, pentru că luăm și raportul. Noi tot am amânat, poate adică, o să aflăm și rezultatul acestui GAL. De doi ani, vorbim despre GAL, dar nu se întâmplă nimic. Și am zis, bă, dacă nu o să, n-o să se aprobe proiectul nostru, nu o mai cotizăm. Sensibilizăm acum prin faptul că aprobăm și îi dă și dator. Da. Nu ne-l dă chiar așa. Asta e una din piesele de la dosar, că avem cotizația plătită. Da. Deci pentru Comuna Himeuș este suma de 15.000 de lei, cotizația. 1.500 de lei pentru persoane juridice, SRL-uri, ISA și PFA-uri, 500 de lei pentru mediul asociativ, ONG-uri, fundații și similar. Termenul de plată a cotizației este până la 15.11.2017. Pentru persoane juridice, pentru AT-uri până la 15.12. Până la 12. Pentru că rămăsesc încă o explicație dator domnul consilier Roman, aveam aici în documentație, dar nu știu la care dintre dumneavoastră era materialul. Să vă citesc din regulamentul privind acordarea burselor conform legii 105. Criterii generale de acordare a burselor. Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, numite în continuare burse, sunt burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social. Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare. A. Au obținut locurile 1, 2 sau 3 la etapele județene ale olimpiadelor școlare naționale organizate prin Ministerul Educației, Cercetării și... Așa. B. S-au calificat în loturile naționale. Bursele de performanță se acordă o singură dată la sfârșitul anului școlar, în care sunt obținute rezultatele la olimpiadele școlare. În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de notă de 10. Burse de merit și bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile de frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcție de rezultatele la învățătură, în cuantum de 3% din numărul elevilor din ciclul gimnazial și liceal al unităților școlare. Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură, au obținut media generală cel puțin 9.50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru anul școlar. Pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional. Bursele de merit obținute se acordă începând cu semestru al doilea pentru elevii aflați în clasele de început al învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respective, începând cu semestru 1, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional. Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute este revizuită semestrial în funcție de modificările intervenite în situația școlară a elevilor. În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de 10. Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni, cel mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc simultan condițiile. Au media generală peste 8.50 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui care se acordă bursa. Bursele de studiu sunt revizuite semestrial în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor. Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al doilea pentru elevii aflați în clasele la început de an, început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respective începând cu semestrul 1 pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional. Bursele de ajutor social aici se acordă elevilor la cerere în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorului legal. Deci elevilor la cerere.
Bursele de ajutor se acordă la începutul anului școlar și sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. Pot păstra bursa elevii promovați și cu nota 10 la purtare. Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții, tutori legal instituiți, reprezentanți legale ai elevilor minori, depun la Comisia de Atribuire a Burselor din Unitatea de Învățământ, în termenul stabilit de acesta, o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social. Pentru determinarea venitului mediu lunar pe membru de familie, se vor depune acte doveditoare în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru. La stabilirea venitului mediu lunar pentru membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația suplimentară pentru copii. Bursele se acordă în fiecare an școlar pe perioada cursurilor școlare. Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit, a burselor de studii și a celor de ajutor social se stabilească anual în consiliile de administrație a instituțiilor de învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare. Nu pot constitui criterii de acordare, neacordare a burselor, religia, rasa, sexul, apartenența politică a elevului sau familiei acesteia, apartenența la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse. Domnul primar, vă mulțumesc. Asta scrie personal, m-ați iluminat. Da, fost. Problemă.